Pacea Domnului Iisus. De fiecare dată când bat la ușa bisericii, bat la ușa bisericii întrebându-mă, Doamne, ce caut eu? Ce vreau? De ce bat la poarta bisericii după o săptămână de lucruri adunate, realizate? Ca și cum toate lucrurile pe care le-am făcut în săptămâna asta n-au niciun rost dacă nu sunt desăvârșite prin darul de sabat. Când stau în fața dumneavoastră, cred că ne leagă aceeași experiență. Cred că trăim același lucru, adică ne-am zbătut. Ne-am reparat gardurile. Ne-am câștigat existența. Ne-am sprijinit unii pe alții. Dar ce căutăm vineri seara e altceva. Și un fel de început de binecuvântare care se întinde pe tot sabatul și să ne ajute Bunul Dumnezeu ca într-adevăr să o găsim. Cumva intrăm într-o altă lume, în alt univers. Învățăm de acolo ca să știm cum să trăim aici. Trăim aici, pe pământul acesta, ca să putem ajunge acolo. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca aceste două realități să se unească cât mai repede și Dumnezeu să unească lucrurile din cer cu cele de pe pământ. În seara asta vă voi invita să ne întoarcem, gândurile la un fel de dilemă. Dilemă pe vremea lui David. Suntem încă la studiul acesta sub titlul Fiul lui David cu referire la Domnul Iisus Hristos. Ultima dată când am vorbit și când am studiat despre David, l-am lăsat în momentul în care dădea poporului Israel, îi dădea o cetate, îi dădea Ierusalimul. Și spuneam atunci că Ierusalimul devine un simbol al poporului întreg, dar și al mântuirii, așa cum știm mai departe. Iar David s-a raportat la această cetate ca la... s-a raportat profetic. Așa cum o știm noi în Apocalips ca fiind, iată, cetatea lui Dumnezeu, Ierusalimul venind, în felul acesta se raportează David la această cetate continuu. E cetatea lui Dumnezeu. El va plânge când va ieși din această cetate, se va bucura când va intra în această cetate. Va fi extraordinar. Aș vrea să observați împreună cu mine legătura lui David cu această cetate. Nu pentru că era mai frumoasă decât Damascul, decât Egiptul, decât celelalte, decât Ninive, spre exemplu. Nu pentru că era mai frumoasă, ci pentru că David o vedea altfel și o vedea printr-un ochi profetic. Acum, după ce David a dat poporului său Ierusalimul, vreau să vă întreb pe dumneavoastră și poate că mă ajutați. Care a fost gândul imediat următor al lui David în legătură cu
ceea ce ar fi trebuit să facă, sau cu ceea ce trebuia să facă, datoria lui, după ce l-a dat Ierusalimul. Pasul 2, care trebuia să fie? Templu, mulțumesc. Înainte de templu. Înainte de templu. Între Ierusalim și templu. Pentru ca ordinea să fie corectă, să fie normală, trebuia să mai apară ceva. Și dumneavoastră știți, e foarte simplu, dar aș vrea puțin să vă gândiți. Poftiți? Exact. Aducerea lui Dumnezeu în Ierusalim. Aducerea lui Dumnezeu în Ierusalim. Și pentru că simbolul prezenței lui Dumnezeu era chivotul, David a dorit să aducă chivotul la Ierusalim. Vă rog să observați, David nu va putea să zidească un templu lui Dumnezeu dacă Dumnezeu nu era acolo, dacă chivotul nu era acolo. Așa că tot ceea ce face David până la urmă are o ordine extrem de bine gândită, bine dechipzuit. Aduce poporului Ierusalimul, simbolul mântuirii, orașul păcii. După aceea, punctul numărul 2 este să-L aducă pe Dumnezeu în acest oraș al păcii. La vremea respectivă, vă amintiți unde era chivotul? Pe unde era chivotul? La întrebarea asta aș vrea să răspundem împreună printr-o scurtă istorie. Dumneavoastră știți istoria, o cunoașteți, dar eu aș vrea să vă invit puțin să facem niște conexiuni cu David și să vedem rolul lui David în această pribegie a chivotului lui Dumnezeu. O să vă invit să deschideți cuvântul sfânt la 1 Samuel, capitolul 4. Este vorba de una dintre cele mai amare înfrângeri pe care poporul Israel a suferit-o. Este înfrângerea de la Ebenezer. Nu știu dacă știți, noi cunoaștem Ebenezerul ca fiind doar un nume de triumf. Nu reținem foarte bine Ebenezerul ca fiind un nume de rușine și de înfrângere. Dar uitați-vă la 1 Samuel, capitolul 4. Israel, versetul 1, Israel a ieșit înaintea filistenilor ca să lupte împotriva lor. Au tăbărât lângă Ebenezer și filistenii tăbărâseră la Afec. Numele de Ebenezer încă nu fusese dat, dar pentru că această carte a lui Samuel este o carte istorică, Samuel scrie lucrurile în retrospectivă, în aducerea aminte. Aici a avut loc această bătălie extraordinară cu filistenii. Aici, în versetul 4, poporul a trimis să se aducă chivotul de la Shilo, să se aducă în tabără. În tabără unde? Unde tăbărâseră? La Ebenezer. Aici, când a aflat filistenii de prezența chivotului, i-a cuprins o mare teamă, pentru că au zis ei, vai de noi, spune versetul 7, căci n-a fost așa ceva până acum. Cine ne va izbăvi din mâna acestor dumnezei puternici? Dumnezeii aceștia au lovit pe egipteni cu tot felul de urgii în pustie. Observați, vă rog, filistenii aveau în memoria lor, ca popor, în memoria lor colectivă, ceea ce făcuse Dumnezeu pentru poporul Israel la scoaterea din Egipt. Ajutați-mă puțin.
care era, cum vedeau filistenii pe poporul acesta și mai ales pe Dumnezeul acestui popor? Cum îl vedeau? Zice, Dumnezeul lui Israel este un Dumnezeu puternic. Vreau să vă întreb, se temeau de el? Atunci, de ce îi atacau pe israeliți? De ce purtau război cu ei? Foarte interesantă, eu știu, concepția asta religioasă. Ei se temeau de Dumnezeul lui Israel, știau că este un Dumnezeu mare și puternic, dar purtau război poporului lui. Și așa a fost, dragii mei, întotdeauna, în toată istoria. Indiferent cât de mare s-a arătat Dumnezeu în favoarea poporului său, omenirea, culturile, civilizațiile nu s-au putut opri să nu se lupte împotriva lui Dumnezeu. Nu s-au putut opri. Stai și te întrebi, dar de ce? De ce? Ce ai cu Dumnezeu? De ce porți război împotriva lui? Versetul 9, întăriți-vă, fiți oameni, nu cumva să vă învingă evrei. Păi bine, da, dacă Dumnezeu luptă pentru ei, tu lupți împotriva lui Dumnezeu, ce vreau să observați este ce raționament fără sens în această situație. În loc să te pocăiești, în loc să accepți pe Dumnezeul respectiv, în loc să se întâmple toate lucrurile astea, mai bine nu cumva să ne înfrângă. Ideea de religie, atunci când nu ai o experiență personală cu Dumnezeu, ideea de religie poate să îmbrățișeze sau să ia forme foarte ciudate. Foarte ciudate în manifestarea ei. Și astăzi, desprindeți-vă o clipă ochii din Scriptură și priviți așa la mediul social și veți vedea ce gânduri ciudate, ce religie ciudată am ajuns noi să practicăm la nivel social datorită faptului că noi n-avem o relație personală cu Dumnezeu. Noi vorbim despre un Dumnezeu din auzite. Comentăm despre Dumnezeu în legătură cu ce a făcut altădată și în legătură cu alte popoare. Dar din cauza că nu avem o relație personală cu Dumnezeu, lupta împotriva lui Dumnezeu nu contenește. Și astăzi avem o luptă deschisă împotriva lui Dumnezeu. În orice caz, textul vine mai departe și ne spune versetul 10 că Israel a fost bătut. Din ce cauză a fost bătut? Avea chivotul acolo, Dumnezeu e de partea lui, din ce cauză a fost bătut? Mă puteți ajuta? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în ciuda prezenței chivotului lui Dumnezeu, acolo la templu, fiii lui Eli și Eli îngăduiseră un păcat care la momentul respectiv îi despărțea pe izraeliții de Dumnezeu. Și deși au coborât chivotul acolo, Dumnezeu n-a fost acolo. Foarte interesant. E posibil ca să cobori chivotul și Dumnezeu să nu fie? E posibil? Rețineți întrebarea asta pentru mai târziu. Chivotul lui Dumnezeu a fost luat de la Israel. Hovni și Fineas, cei doi fii ai lui Eli, au murit ca eroi pe câmpul de luptă, luptând ca să apere chivotul. Foarte interesantă această perspectivă. Foarte interesantă. În timp ce ei nu slujeau lui Dumnezeu
pentru ca să păstreze sfințenia chivotului, ei și-au dat viața ca chivotul să nu fie luat. Înțelegeți dumneavoastră diferența între această luptă politică și implicarea personală? Din cauza că nu se implicaseră personal și nu aveau o relație cu Dumnezeu, lupta a fost pierdută, chivotul a fost luat. Cu toate acestea, ei n-au acceptat niciodată ideea că chivotul lor ar putea să fie luat. Au murit și au dat viața luptând pentru chivot. Probabil că poporul Israel i-a văzut ca pe niște martiri, ca pe niște eroi. Și din nou mă întreb, ce valoare are judecata oamenilor? Oamenii canonizează, fac sfinți pe Ștefan cel Mare, pe unul, pe altul. Eu știu. Chiar mă pot lua după judecata oamenilor? Îmi place să fiu văzut de oameni și vorbit bine de oameni. E adevărat? Da. Este un semn, este un indiciu cum că e adevărat? Dacă mă vorbesc cu oamenii de bine, asta înseamnă că și eu sunt bine? După ce am lăsat întrebările astea în urmă, mă uluiește Eli. Eli n-a avut comoția aceea cerebrală, dacă pot să-i spun așa, n-a căzut din picioare, nu l-a secerat din picioare momentul când a auzit că Israel a fost înfrânt. Nici că fiii lui, Hovni și Fineas, au murit. Se aștepta. Dar abia a fost pomenit de chivotul lui Dumnezeu. Că a căzut din picioare. Vreau să vă întreb, iubea chivotul lui Dumnezeu? Eli, îl iubea? Și asta este un paradox. Cum poți să iubești chivotul și să mori de regret, de durere, în timp ce n-ai fost și n-ai luat măsurile necesare și n-ai fost în stare să aperi chivotul de fără de lege și de păcat? De gândit. Se pare că în firea noastră, în firea noastră veche, putem lupta pentru Dumnezeu. Putem regreta pentru Dumnezeu. Dar în firea noastră pământească, noi nu ne părăsim legătura noastră cu cele iubite de noi. Păcatele îndrăgite, obiceiurile pe care cu care ne-am obișnuit atâta vreme. În sfârșit, trec și peste nepotul lui Eli, Icabod, și la capitolul 5 începe pelerinajul chivotului. Prima dată zice că l-au dus la Asdod, una din cetățile de căpetenie ale filistenilor. Mai rămăseseră 5 cetăți. 5 cetăți ale filistenilor nu fuseseră cucerite de către izraeliți. Și aceste 5 cetăți le-au dat întotdeauna de furcă. Una dintre ele este Asdod. Acolo se afla templul cel mare al lui Dagon. Știți ce s-a întâmplat? Chivotul a fost adus, pus împreună cu Dagon. Ideea a fost, dacă până acum am fost puternici când l-am avut pe Dagon, acum că l-avem pe Dagon plus cine? Plus Jehova,
Suntem de două ori mai puternici. L-au lăsat acolo și a doua zi dimineața, când au venit la slujbă, să-i facă slujbă lui Dagon, l-au găsit pește doar. Pește. Dagon era zeul pește, era omul pește, era... Uf, ce să vă zic? Era primul produs conceptual al evoluției. Dați voie să zâmbesc puțin acum, pentru că evoluția tot așa zice că am ieșit din apă și am trecut pe uscat. Ei bine, Dagon rămăsese la momentul respectiv, jumătate era pește și jumătate era pe uscat, era om. În noaptea aceea, tot ceea ce a fost uman a fost tăiat, făcut praf, a rămas peștele. Lucrul ăsta i-a înspăimântat pe filisteni și la un moment dat... Ei zic, nu mai putem să-l ținem aici. Mâna Domnului a apăsat asupra celor din Asdod, spune versetul 6. I-a pustit, i-a lovit cu bube și ținutul din prejur. Când au văzut așa, au zis, chivotul lui Dumnezeului lui Israel să nu mai rămână la noi, căci mâna lui apasă asupra noastră și asupra lui Dagon, Dumnezeul nostru. Și iată că le este milă de Dagon. Ce ne facem? Dumnezeul nostru suferă din cauza lui. Nu-și pun problema să se apere singur, cum a zis la un moment dat Ierubal sau Gedeon. Dacă să se apere singur, oameni buni. De ce? E încă lapără. Din nou, ce fel de gândire este asta? Au adunat pe toți domnitorii filistenilor și au zis, ce să facem cu chivotul? Domnitorii au răspuns, să se ducă la Gat. Îl mutăm la cetatea următoare. Au dus acolo chivotul Domnului. Acolo mâna Domnului a apăsat asupra cetății, a fost o mare groază. A lovit pe oamenii cetății de la mic la mare, au avut o spuzeală de bube, l-a așezut, nu mai puteau să stau jos, nu mai puteau să doarmă, era jale. Atunci au trimis chivotul lui Dumnezeu la Ecron. Și le ia pe rând. Când a intrat chivotul lui Dumnezeu în Ecron, ecronicii au strigat, au adus la noi chivotul Dumnezeului lui Israel ca să ne omoare. Nu, să nu-l aduceți aici. Frații mei, am o problemă, mă întorc înapoi. A fost Dumnezeu cu chivotul în momentul când l-au adus la Ebenezer în tabără? A fost sau nu? A fost sau nu? De ce au luat bătaie? De ce a lăsat Dumnezeu să fie luat chivotul dacă a fost cu el? E o întrebare. Cum de este Dumnezeu aici cu chivotul la filisteni în mijlocul lor? Cetate după cetate, cetate după cetate. De ce n-a fost Dumnezeu acolo cu poporul lui Israel? Lecția de învățat este raportul dintre Dumnezeu, neglijența, păcatul poporului. Aici trebuie să fim extrem de atenți, extrem de sensibili. Dumnezeu este Dumnezeu tare și puternic la filisteni, dar este un Dumnezeu care nu poate să facă nimic la izraeliți. De ce nu poate să facă nimic la izraeliți? Pentru că israeliții iubeau ideea de Dumnezeu, dar nu iubeau ascultarea de acest Dumnezeu. Se aseamănă? Chivotul Domnului a fost 7 luni în țara filistenilor, spune versetul, capitolul 6 cu 1. 7 luni. În final, versetul 2, din nou, ce să facem cu chivotul? Ideea de a-l trimite înapoi, împreună cu jertfă și așa mai departe. Versetul 5 este de asemenea faceți, aduceți lui Dumnezeu câteva lucruri ca jertfă, și spune versetul 5, ultima parte, și dați slavă Dumnezeului Israel, poate că va
tase și apese mâna peste voi, peste Dumnezeii voștri și peste țara voastră. Cine spune lucrurile astea? Cine le spune, dați slavă Dumnezeului Israel, poate că va înceta să-și apese mânia asupra voastră și asupra țării voastre? Preoților, preoții filistenilor, uitați-vă bine, versetul 2, filistenii au chemat pe preoți și pe ghicitori. Există o idee comună de jur împrejur în legătură cu Dumnezeul lui Israel. Israelul era respectat datorită Dumnezeului lui. Când Israel mai târziu va trimite scrisori, profeții vor trimite scrisori la Ninive, Babilon, Siria și la toate neamurile de jur împrejur, Amon, Moab și așa mai departe, scrisorile respective erau trimise și primite cu, nu numai cu respect, cu teamă. Cu teamă. Vreau să vă întreb, încă o dată, se temeau filistenii de Dumnezeul lui Israel? Era bine că se temea sau era rău că se temea? Știți de ce întreb eu? Pentru că astăzi când vorbim despre frica lui Domnul, despre frica de Domnul sau teama de Domnul, noi spunem, trebuie să fie o teamă așa mai nuanțată, dar nu trebuie să fie teamă. Cum s-au temut filistenii de Dumnezeu aici? Este vorba de teama să nu-i omoare. Întreb, era bine că se temeau de Dumnezeu să nu-i omoare sau era rău? Era bine? Dânsul spune că era rău. Așa gândim noi, așa gândim noi astăzi. Că dacă ne este frică de Dumnezeu în felul ăsta, nu-L putem iubi și așa mai departe și avem diferite probleme. Uitați-vă ce se întâmplă mai departe, că istoria e foarte interesantă. Știți ce se întâmplă când n-ai frică de Dumnezeu? Nici măcar la nivelul ăsta păgân, că ăsta este un nivel grosier când ți-e teamă de Dumnezeu așa. Dar uitați-vă ce se întâmplă când aduc chivotul la Betșemeș, la israeliți. Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat? Au pus chivotul într-un carnou, două vaci care aveau viței acasă, care sugeau și așa mai departe, și împotriva oricărei așteptări, vacile au luat-o pe drumul către Israel, s-au dus spre Betșemeș, deși mugeau de dorul vițeilor lor care erau acasă. Carul, adică chivotul, era într-un carnou și lângă chivot era o altă lădiță cu jertfele care constau, vă aduceți aminte, în șoricei de aur, amprente luate de pe bubele lor cu care au fost loviți în timp ce chivotul era acolo. Toate s-au dus la Betșemeș. Au dus acolo la Betșemeș, zice textul, leviții au coborât chivotul Domnului și lada de lângă el, le-au pus pe o piatră mare, spune versetul 14, oamenii din Betșemeș au adus Domnului în ziua aceea ardere tot și jerfe. Cei cinci domnitori ai filistenilor s-au uitat să vadă ce se întâmplă, au văzut ce s-a întâmplat și s-au întors înapoi să dea raportul, a fost mâna lui Dumnezeu. Ăsta a fost raportul lor. Dumnezeu a fost aici. Da, când au deschis lada ca să numere umflăturile, șoriceii și tot ceea ce era din aur, le-a venit un alt gând. Vă aduceți aminte care a fost gândul? Dacă am deschis lada asta să vedem ce este în ea, hai să deschidem și lada de lângă, adică chivotul. Da. Domnul a lovit pe oamenii din Betșemeș când s-au uitat în chivotul Domnului. Pun din nou întrebarea.
le-a fost frică filisterilor de Dumnezeu. Datorită faptului că le-a fost frică, nu s-a uitat nimeni în chivot. E adevărat? Niciun filistean nu s-a uitat în chivot. A venit chivotul la izraeliți, la Bet-Shemesh. Le era frică de Dumnezeu, izraeliților? Și pentru că nu le era frică, ce au făcut? S-au uitat în chivot. Nu era mai bine să le fie frică? Nu era mai bine să le fie frică? Când textul Scripturii spune că frica Domnului este începutul înțelepciunii, este o realitate fundamentală. Fie-ți frică de Dumnezeu sub toate aspectele. Fie-ți frică de Dumnezeu datorită faptului că este un foc mistuitor. Fie-ți frică de Dumnezeu pentru că e mai mare ca tine. Ai respect față de Dumnezeu și toate formele care țin de lucrul acesta. Dar nu te gândi vreodată că am numai respect, dar frică nu. Am doar iubire, dar frică nu. Nu. Pentru că este un Dumnezeu mare. Repet. Teribil să nu-ți fie frică și să uiți că Dumnezeu e sfânt. Asta este consecința. Uiți că Dumnezeu e sfânt. Uiți că nu te poți duce cu încălțămintea în picioare. Uiți că nu poți duce foc din altă parte, foc nesfânt. Uiți! Și de fiecare dată te apropii de Dumnezeu în așa fel încât te faci vinovat. Din ce cauză? Lipsa de teamă conduce la lipsa, ziceți, sfințenii. Respectul e important. Dar sfințenia ține de modalitatea în care eu trebuie să-L cunosc pe Dumnezeu. Și dacă nu îl cunosc pe Dumnezeu în sfințenie, mă voi face vinovat. Capitolul 7 spune că locuitorii din Kiriat Iarim au venit și au suit chivotul Domnului, l-au dus în casa lui Abinadab pe deal. Au sfințit pe fiul lui Eliazar ca să păzească chivotul Domnului. Foarte interesant. Unde era Samuel în timpul ăsta? De ce nu Samuel? De ce Eliezer? Versetul 2. Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Kiriat Iarim. Trecuseră 20 de ani. Atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Este un moment fascinant. Samuel apare acum în prim plan. Samuel apare în prim plan. Strânge tot poporul la Kiriat Iarim. Le spune, versetul 3, dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru dumnezei străini, Astarteele, îndreptați-vă inima spre Domnul, slujiți-i numai Lui, El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Are loc lupta cu filistenii după 20 de ani și Dumnezeu îi izbăvește de mâna filistenilor. Iar Samuel pune locului acelui numele Ebenezer. Lupta de izbăvire a fost dusă exact în lupta unde a fost loc înfrângerea. Frumos! Stau și mă întreb, frații mei, de ce nu a existat o luptă pentru eliberare imediat cum s-a întors chivotul Domnului? Cu 20 de ani mai devreme. Cum s-a întors chivotul Domnului la Bet-Shemeș? În momentul acela puteau să se strângă filistenii timp de 7 luni de zile văzuseră puterea lui Dumnezeu. Erau înspăimântați de puterea lui Dumnezeu. Puteau să se elibereze. De ce nu s-a ridicat nimeni? Vedeți cum Dumnezeu se pune și stă la îndemâna oamenilor. Timp de 7 luni de zile, chivotul a fost la filisteni. N-a fost un israelit, unul,
n-a fost ca să se ducă să încerce să recupereze chivotul. S-au dus fiecare la ale lui, strângeau viile, viața mergea mai departe. Nimeni nu s-a îngrijorat de faptul că chivotul nu mai era cu ei. Nimeni. De ce? De ce poporul lui Dumnezeu este atât de pasiv? Atât de indolent, atât de mult nu-i pasă, e chivotul cu noi, nu-i chivotul cu noi. Are ceva, vreo legătură cu situația noastră de azi? Vă dați seama, dacă ar fi fost un singur om, un singur viteaz care să fi stat pe genunchi și să strige lui Dumnezeu, după Dumnezeu ca chivotul să se întoarcă înapoi, ce alt fel ar fi fost istoria? Cum s-ar fi așezat lucrurile în alt mod? Cum ar fi răspuns Dumnezeu la rugăciune? Dar să se întoarcă chivotul lui Dumnezeu după 7 luni, să îl duci la Bet-Shemesh și după aceea să-l duci la Kiriat Yarim și să uiți de el acolo, într-un colț de țară și pe nimeni să nu-l mai intereseze, să trebuiască să treacă 20 de ani până când chivotul să revină în conștiința poporului, în conștiința bisericii, e teribil. După ce ai pierdut noțiunea de sfințenie, îți trebuie ani de zile ca să o aduci înapoi. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că cel ce a făcut această reformă, cel ce a adus înapoi sfințenia în mintea poporului, a fost Samuel. Dacă n-ar fi fost Samuel, poporul n-ar fi simțit lipsa. Lipsa sfințeniei. Uneori poate că vă luptați, uneori poate că nu vedeți rezultate, luptați-vă până la capăt. Într-o zi se vor vedea rezultatele. Ebenezerul este și locul înfrângerii, dar este și locul biruinței noastre. Vedeți unde am căzut. Vedeți acolo unde s-au prăbușit vitejii. Și acolo, îngenunchiați, pentru ca să dea Dumnezeu biruință încă o dată. Frații mei, asta a fost istoria. După 20 de ani, poporul se întoarce la chivot, chivotul se întoarce la popor. Samuel este cel care reînviorează poporul. La scurtă vreme, după momentul ăsta, pentru că sunt deja 20 de ani trecuți, la scurtă vreme poporul cere un alt împărat, apare Saul. Saul estompează din nou chivotul, chivotul iarăși trece pe locul 2, nu se mai știe prea multe despre el. Saul este în prim plan cu războaiele lui, cu filistenii, cu urmărirea lui David. Repet, chivotul se pierde din prim planul spiritual al acestui popor din nou. Lucrurile sunt atât de confuze încât la un moment dat Saul vrea să ia totul în mână, toată puterea să o ia în mână și vrea să fie și împărat și preot. Saul este cel care aduce jertfă în locul lui Samuel. Încă o dată, chivotul dispare. După ani de zile, David strigă după chivot. David strigă după chivot. Ca și Samuel. Lucrul ăsta mi se pare extraordinar. Lucrul acesta mi se pare extraordinar. Și anume, David, ce anume, ce fel de educație, cine te mână în așa fel încât fundamental tu semeni cu Domnul Iisus Hristos. Fundamental tu ești acela care strigi după prezența lui Dumnezeu. Vom continua altă dată, dar nu vreau să închei fără să vă pun înaintea dumneavoastră problema crucială a lui David. Auziți,
David s-a temut de Domnul în ziua aceea și a zis, cum să intre chivotul Domnului la mine? Vă amintiți? Au luat chivotul și l-au pus într-un car nou. De la cine a învățat? De la filistei. Uza conducea carul. Era cât pe aceea să se răstoarne. A fost nevoie să pună mâna. A fost nevoie. Dacă era în car, era nevoie. Asta e problema. Dacă era în car, era nevoie. Lucrurile se leagă. Când nu faci după cum îți spune Dumnezeu într-un lucru, are consecințe. Vă voi lăsa aici în seara asta pentru ca să medităm mai departe în sabatul acesta. Doamne, cum să intre chivotul Domnului la mine? Cum? Pe Kiriat Iarim, pe cei din Kiriat Iarim, acolo, casa respectivă, i-a binecuvântat. A stat acolo cât a stat și i-a binecuvântat vizibil. Unde a stat chivotul a adus fericire. Unde a stat chivotul a fost Dumnezeu acolo. David dorea să stea sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Dilemele însă sunt mari. Cum să vină Dumnezeu în viața mea? Cum să vină Dumnezeu în viața ta? La încheiere aș vrea să pun și o altă întrebare. Unde-i chivotul azi? A ajuns în casa mea sau pribegește prin altă parte? Dacă pribegește, de ce pribegește? Dacă spun că a ajuns în viața mea, câtă binecuvântare mi-a adus? Sunt un om binecuvântat și fericit de Dumnezeu, în așa fel încât mântuirea să-și ajungă în împlinirea ei? Haideți să înțelegem că avem favoarea aceasta să se atingă cerul de noi. Avem favoarea asta să ieșim din colțul nostru de pământ și să ne dea Dumnezeu cerul lui. Avem favoarea asta ca șechina să se mute din afară înăuntru. Vă invit să rugăm pe Dumnezeu pentru asta. Vă invit să aveți același dor pe care l-a avut David. Să aveți aceeași cercetare pe care a avut-o bărbatul ăsta care n-a mai putut până când n-a venit Dumnezeu acolo unde era el. Tatăl nostru, am privit în seara aceasta la incompatibilitatea noastră, a gândirii noastre și a faptelor noastre cu frumusețea caracterului Tău și cu puterea Ta. Am privit la faptul că uneori Te condiționăm, Doamne, și deși puterea Ta este infinită și oamenii și neamurile o văd, datorită nouă, Părinte, ești blocat într-o situație de neputință, așteptând ridicarea și deșteptarea poporului Tău. Părinte, în numele Domnului Iisus,
În seara asta venim înaintea Ta să Te rugăm să ne faci conștienți că trebuie ca popor al Tău să ne ridicăm pentru ca să ne punem cu adevărat la dispoziția Ta. Te rugăm, Părinte, să ne înveți ascultare, să ne înveți curajul, să ne înveți dragostea după sfințenia Ta. Să ne ajuți, Părinte, să nu putem trăi nicio clipă fără Tine. Să nu mai lăsăm chivotul să pribegească în alte părți, ci cu toată puterea, cu toată ființa, să chemăm prezența Ta în sufletul nostru, în viața noastră. Și acolo, Doamne, să rămâi ca rege, ca stăpân, ca domn, să cureți, să faci ordine, iar noi să fim aceia care să ne punem la dispoziția Ta pentru ca Tu să fii totul în totului tot în noi. Te rugăm, Doamne, la asta și ajută-ne ca Duhul lui David care a strigat după Tine să fie și în noi. Prin Domnul Iisus Te-am rugat. Amin.